Ceremoniile care marchează 75 de ani de la debarcarea trupelor aliate în Normandia nu se desfășoară sub cele mai bune auspicii. Un soldat britanic a murit în Franța. Victima de 30 de ani staționa în Ranville, în apropiere de Caen, pe coasta Normandiei, cu alte câteva mii de soldați din Marea Britanie. Soldatul încerca să traverseze canalul sâmbătă noaptea, în apropiere de podul Pegasus, primul loc eliberat de trupele britanice de către forțele armate ale Germaniei. Podul situat la Benouville a fost numit Pegasus pentru a onora divizia a 6-a aeriană, a cărei emblemă era chiar calul înaripat. Colegii soldatului i-au pierdut urma și au alertat autoritățile, iar salvatorii au scos trupul din canal duminică dimineață. Pe 6 iunie 1944 s-a declanșat debarcarea din Normandia, invazia aliaților destinată eliberării continentului european de sub dominația nazistă în timpul celui de-al doilea război mondial.